Salut! Astăzi o să vă prezint o montură pentru pescuit la știucă cu peștișor mort. Această montură se folosește pe lansetă, însă cu toate astea, în construcția ei va intra pluta pe care v-am arătat-o la începutul filmului, cum se face pe repede înainte, bineînțeles. Particularitatea acestei plute este că e o plută inline, deci efectiv firul trece prin interiorul ei și nu are antenă. Portanța acestei plute este undeva la 15-20 de grame. Cum se face această montură? În primul rând, pe firul principal va trebui să introduceți o olivă de plumb, cum este aceasta. Așa. Trebuie să vă spun că greutatea acestei olive trebuie să fie mai mare decât portanța plutei. Deci dacă pluta are o portanță de 20 de grame, să zicem, oliva trebuie să aibă minim 25 de grame. Da? Oliva o folosesc pentru că așa mi-a fost trimisă și mie montura. Însă, în lipsă, dacă nu aveți așa ceva, puteți să folosiți pur și simplu un plumb culisant din light, da? Bun. În continuare, introduceți o biruță de cauciuc imediat după olivă. Iar la capătul linii principale va trebui să atașați o agrafă cu vârtej. Vă recomand să folosiți o agrafă sănătoasă. Și o puteți atașa în montură cu ajutorul unui nod la alegere. Eu o să folosesc nodul unii. După ce ați montat pe linia principală aceste trei componente, respectiv olivă culisantă, biruță cauciuc și agrafă cu vârtej și țeapănă, urmează evident să facem forfac. Cum se face forfac? În primul rând trebuie să vă spun că la această montură se folosește nailon transparent și nu fir metalic. Deci asta e o chestie importantă. Așa am primit instrucțiunile, așa vi le transmit mai departe. Deci nailon transparent există pe piață o gamă destul de largă de nailoane pentru știucă speciale. Sunt perfect transparente și sunt mai rezistente decât nailoanele obișnuite. De obicei se comercializează sub denumirea de monofilament pike, mono pike, pike mono, înțelegeți dumneavoastră. Așa. Cum se face acest forfac? Primul rând, lungimea forfacului este de aproximativ 30-40 de centimetri și se face în felul următor. La capătul firului faceți o buclă la alegere, ce buclă doriți dumneavoastră. Nici prea mare, nici prea mică această buclă. Strângeți bine. Tăiați excesul de fir. În continuare, introduceți pe fir un stopper, un opritor de cauciuc sau de silicon, nu contează materialul, stopper să fie. Am unul pregătit aici. Poziționăm așa undeva aleator, nu contează în momentul ăsta unde. Continuăm introducând pe fir pluta inline. Așa cum v-am zis la începutul filmului, portanța este undeva la 15-20 de grame, da? Și op. Nu s-a putut aici. Și continuăm făcând la celălalt capăt al forfacului o altă buclă. Strângem bine. Bun. Un excesul de fir. Și acum o să vă arăt cum se asamblează toată montura, pentru că sigur vă întrebați ce facem cu ancora asta care a rămas aici de singur, așa, în pădure, nu cunoaște nimeni chestii, înțelegeți asta. Pentru finalizarea monturii o să aveți nevoie de o astfel de igliță. După cum vedeți, este o igliță specială, e făcută din oțel, are un capăt ascuțit și la capătul celălalt obișnuitul cârligel. Da? În lipsa acestei scule, ca să zic așa, puteți să folosiți pur și simplu o sârmă subțire de oțel îndoită un pic la capăt ca să agățați firul. Așa, cum se face toată treaba? Luați peștișorul de momeală, introduceți vârful igliței pe aici, printr-un punct,
cu grijă, mergeți așa pe sub piele, pe lângă șirea spinării și ieșiți în față, da? În capătul ăsta al igliței agățăm bucla din partea de sus a plutei, de asta am specificat care capăt unde vine, și trecem prin corpul peștelui până în partea cealaltă. Așa. Bineînțeles că acum urmează să atașăm ancora. Această buclă o treceți prin ochetul ancorei, o grijă, pe rând fiecare braț, trecute brațele prin ochet, se strânge. Se trage firul înapoi. Așa, și unul dintre brațele ancorei se înfige în partea cărnoasă. Până în punctul ăsta e clar. Trebuie să vă spun aici că puteți, deci cum v-am zis la început, montura se folosește cu peștișori mort. Acum, peștișorii pot fi peștișori din noi, noștri autohtoni, sau dacă nu aveți peștișori prinși de vara și congelați, cum am, eu îmi fac în fiecare an câte o mică rezervă la congelator, puteți să folosiți pește oceanic, macrou sau stavrid. Tăiați o bucățică din coadă, sunt foarte buni și vă spun că puteți avea rezultate surprinzătoare la așa ceva. Deci, în lipsă de peștișori autohtoni, încercați cu peștișori oceanici. Da? Continuare. Venim cu această plută până lângă corpul peștelui. Tragem apoi opritorul pe care l-am pus pe fir aici, lângă partea de jos a plutei. Rolul acestei plute este de a lua din greutatea peștelui și a-l ține cumva așa pe fundul apei, ca o frunză moartă, nici nu știu cum să vă zic. Deci să plutească și să nu plutească, ca știu ca să poată să-l înhațe ușor. Evident, a mai rămas ultima parte în care bucla cealaltă se prinde în agrafă. Închide agrafa. O să aranjăm un pic pe aici. Și cam asta e montura. Simplu și eficient. Vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați.